Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. În Evanghelia după Ioan, de la capitolul 13 până la capitolul 17, este descrisă ce a învățat, cum i-a încurajat Iisus pe ucenici la cina aceea de taină. Și în aceste clipe, înainte ca Iisus să meargă la cruce, înainte ca Iisus să meargă la moarte, în aceste 5-6 capitole, El încurajează ucenicii, El îmbărbătează și El îi dă anumite învățături. Iisus le vorbește despre porunca nouă. Știți care este? Care e porunca nouă? Vă spun eu că e nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Iisus arată cât e de importantă dragostea și spune: astfel vor vedea oamenii că sunteți ucenicii mei. Iisus vorbește cât de important este să fim în El, să fim aproape de El și de exemplu cu vița și mlădița. Spune că fără El noi nu putem aduce roade. Noi suntem aruncați în foc. Iisus, la această cină cu 12 ucenici, vorbește de la inimă la inimă și le spune ce îi așteaptă în lume, care ar fi reacția lumii, faptul că ei sunt ucenicii lui Iisus. Iisus vorbește despre Mângâitorul, Duhul Sfânt, spune care are să vină. Și de fapt El încheie cu aceste două versete care eu le-am spus. Și în capitolul 17 este descrisă rugăciunea Lui. Și de fapt El e o rugăciune foarte frumoasă, foarte adâncă și El se roagă pentru biserică. Să roagă pentru noi, pentru că aici El spune: mă rog și pentru cei care vor crede. Iisus Hristos a rugat și pentru noi inclusiv, și anume El accentuează unitatea noastră. Spune cum Eu și Tatăl suntem una, tot așa și noi să fim una. Ucenicii spune că erau triști, fiindcă Iisus le spune: eu trebuie să fiu batjocorit, să mor. Și era o situație grea la această cină. Iuda s-a dus să-L vândă pe Iisus și Iisus le spune la ucenici: în lume veți avea necazuri. Și eu am găsit 6 fraze în aceste capitole unde Iisus spune cu ce scop El ne dă această învățătură sau cu ce scop le-a spus la ucenici despre Iisus și vița, despre Mângâietorul, despre faptul că lumea ne va urâ. Și Iisus spune: eu v-am spus aceste lucruri dinainte, că atunci când se vor întâmpla, să știți că eu sunt, că eu sunt Dumnezeu și ceea ce eu spun se face. Eu v-am spus aceste lucruri ca să credeți, să credeți. Eu v-am spus aceste lucruri ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Ca să nu aveți un prilej de cădere atunci când se vor întâmpla toate aceste lucruri. Ca să vă aduceți aminte că eu vi le-am spus. Și ca să vă aduceți aminte și vi le-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Dacă vreți să avem credință tare, dacă vreți să avem o bucurie deplină, dacă vreți să avem pacea lui Hristos în inima noastră, să citim aceste capitole, de la capitolul 13 Ioan până la 17. Și să vedem învățătura lui Hristos, să vedem încurajările Lui, îmbărbătările Lui. Iisus le spune la ucenici în textul nostru: în lume veți avea necazuri. De ce? Care e problema cu lumea? Care e problema cu noi? De ce noi să avem necazuri? Parcă avem învățătură sănătoasă,
Христос ne învață să iubim, Христос ne învață să iertăm, să fim buni, ne lepădăm de lucruri rele, vestim oamenilor speranță, vestim oamenilor lumină. Și totuși spune Hristos, voi veți avea necazuri. De ce? De ce în lume vom avea necazuri? Care e problema cu lumea? Și răspunsul îl găsim. Ioan 15:18. Iisus spune, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. De ce ne urăște lumea? De ce avem necazuri? Pentru că noi aparținem lui Hristos. Spune, voi erați în lume, dar voi nu mai faceți parte din lume, voi sunteți ai mei. Și deoarece pe mine m-au urât și pe voi o să o vă urască. Și aici este paradoxul cât de rău este omul, pentru că pe însuși Creatorul, Iisus Hristos, care a creat toate lucrurile, spune că l-a urât. Și pe urmașii lui o să-l urască. Deoarece eu nu mai trăiesc cum trăiește lumea, deoarece eu nu mai gândesc cum gândește lumea, dacă eu nu mai vorbesc cum vorbește lumea, ci ca Hristos spune că voi fi urât. De mulți. Știți, noi putem fi niște creștini de ăștia secretni, așa, agenți. Vrem să fim și cu Hristos, vrem să fim iertați, vrem să avem viață veșnică, dar printre oameni, printre lume, noi să... Ei, de ce nu bei cu noi? Da, eu sunt sportsmen. Ți-e greu spui că eu sunt creștin, eu am convingerea asta. Te duci duminică la biserică, te întreabă vecinul, dar unde te duci? Unde ai fost? Ei, acolo am fost, acolo. Am fost la biserică, azi ziua Domnului. Eu m-am prins pe mine când în lift ne-am urcat și vecinul îmi întreabă unde ați fost. Și așa de repede zic, nici nu știu ce am spus. Eu nu am spus că am fost la biserică. Și după asta ne era așa o rușine. Ca să nu fim urâți, ca să nu fim respinși, noi mergem la compromisuri, noi vrem să semănăm cu lumea, dar Hristos spune, voi nu mai sunteți ai lumii, voi sunteți ai mei. Odată ce îl urmăm pe Hristos, noi trebuie să luăm și acest jug asupra noastră, respingerea, batjocura, ura. În capitolul 17, cu 14, Iisus spune, se roagă Tatălui și spune, le-am dat cuvântul tău, ucenicilor, și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Iisus Hristos ne-a dat ceva care stârnește ură, care stârnește dezbinare, atât în familie, în societate, și este cuvântul Lui. Și spune că dacă trăim după acest cuvânt, lumea ne urăște. Mulți ne resping. Haideți să vedem, care e problema? De ce lumea ne urăște? Și care trebuie să fie reacția noastră adversă? De fapt, Hristos ne spune să iubim oamenii, să ne rugăm pentru cei care ne vorbesc de rău, să binecuvântăm pe cei care ne blastămă. Chiar dacă noi suntem urâți, chiar dacă noi suntem prigoniți, totuși chemarea noastră este să iubim. Fiindcă în spate la toată omenirea, în spate la toată această ură, se ascunde ceva. Și eu vreau să vedem, de ce lumea se comportă așa? Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. De ce mulți oameni ne urăsc? De ce în familie poate ești respins fiindcă ești creștin? Pentru că în spate la lume este un stăpânitor. Iisus spune stăpânitorul lumii acestea, care nu are nimic în mine. Dacă Dumnezeu este adevăr, atunci diavolul este tatăl minciunii. Dacă Dumnezeu este dragoste și bunătate, atunci diavolul caută să ucidă, să distrugă,
Dacă Dumnezeu vrea ca fiecare om să trăiască, să aibă viață, să aibă speranță, să aibă lumină, atunci diavolul apasă puterea lui întunericului. Spune, el este ucigaș. El caută să distrugă atât omul, atât relațiile lui, familia și veșnicia noastră vrea să o distrugă, pentru că asta e soarta lui. Spune că de ce lumea ne urăște? Pentru că este un stăpân în spate. Eu odată ne-am pus o întrebare, ok, dar știți cu oamenii care spart frumos, îs morali, uneori spart mai bine că niște creștini? Oare tatăl lor este diavolul? Biblia face o separare. Spune că sau ești cu Dumnezeu, sau Dumnezeu ți este tată, sau ești sub stăpânirea diavolului. Vom mai vedea niște texte. Nu există o cale din mijloc. Nu poți fi neutru în viața asta. Sau ai un stăpân, sau ai altul. 1 Ioan 5:19 spune că știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Și Iisus Hristos se roagă pentru ucenici în 17:14. 17:15. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Avem un vrăjmaș? Avem. Iisus se roagă pentru ucenici și spune, te rog, tată, să nu iei din lume, ei sunt în lume, dar te rog să-i păzești de cel rău. În Tatăl nostru ați găsit fraza asta? Iisus ne învață să ne rugăm, ajutați-mă cine? Și ne izbăvește de cel rău. Deci diavolul e interesat de viața ta, fiind al lui Hristos. Diavolul caută să ne distrugă și pe noi. El caută să aducă necredință în noi. El caută să ne înșele. Iisus se roagă pentru noi. Un text foarte frumos care aș vrea să-l memorăm cu toții, este foarte simplu, foarte frumos, este Coloseni 1:13-14. El, adică Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Vedem această separare. Spune, în Hristos, în jertfa Lui, în crucea Lui Iisus Hristos, noi am fost izbăviți, a fost o luptă. Am fost izbăviți de sub puterea întunericului și strămutați în împărăția Fiului, dragostei Lui. Vedeți cum este numit stăpânirea diavolului? Puterea întunericului. Și numai în Hristos, Hristos este singurul în care poți fi izbăvit și strămutat în împărăția Fiului, dragostei Lui. Unde domnește dragostea. Vreau să mai menționez odată, este separarea asta. Nu poți fi și cu Dumnezeu și să trăiești ca și în lume, fiindcă înseamnă că tu încă ești acolo. Dacă tu acolo ai avut pe stăpân ca diavolul, aici l-ai pe stăpân pe Dumnezeu. Tu ești în împărăția lui Dumnezeu, tu faci voia împăratului care este Dumnezeu. În lume veți avea necazuri, dar Iisus spune, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Iisus ne dă pace în necazuri. Iisus nu ne izbăvește din necazuri, dar Iisus spune, vă dau pace în necazuri. Și vreau să vă spun, în contextul lor, își deau la cină. Iisus le-a vorbit niște lucruri care lor le-a dărâmat nădejdea, fiindcă ei aveau niște așteptări. Așteptările lor s-au ruinat. Ei așteptau un alt fel de Mesia, așteptau ca să izbăvească de Imperiul Roman.
ei vreau ca Iisus să-L pui împărat. Și de fapt știți ce întrebări aveau ei între ucenici? Cine stă la dreapta, cine la stânga? Se gândeau la geantă, da? la carieră, la o viață bună. Și Iisus vine și le spune, eu trebuie să sufer, trebuie să fiu batjocorit, să fiu dat în mâinile oamenilor. Și ei nu înțeleg asta, ei n-au așteptat un astfel de Hristos. Cum tu care ai vindecat bolnavi, ai mulțit pâinile, ai mers pe ape, ai oprit vântul, ai înviat morții, tu spui că vei fi batjocorit, omorât de oameni. Chiar și după înviere, fapte 1 cu 6, știți ce întreabă ucenicii pe Iisus? Doamne, oare acum tu vrei să restaurezi împărăția lui Israel? Iisus aduce o altă împărăție. Și Iisus spune, nu-i treaba voastră. Dușeți, vestiți Evanghelia, sunteți martorii mei. Mai târziu au înțeles ucenicii. Nădejdea lor a fost spulberată și ei erau foarte triști. În capitolul 14 cu 1 Iisus spune, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ce se întâmplă atunci când nu ai pace? Se tulbură inima. Poți să dormi? Nu. Dar Iisus spune, vă dau pacea mea. Și uitați-vă în Ioan 14 cu 27. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Iisus spune, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. Și cum e pacea în lume? Pacea în lume depinde de circumstanță. Sursa păcii în lume este atunci când familia mea e sănătoasă, când în țară e liniște, când eu am un serviciu, când am bani în buzunar, am venit la biserică, o lecție de rugăciune, o lecție de predică, dați-mi pașii, eu vă dau pașii și eu trăiesc în pașii. Și vine un mic necaz, vine o mică îngrijorare, vine o mică lipsă, vine o vorbă rea, vine o batjocură și pacea noastră se duce. Și eu nu mai pot sluji lui Dumnezeu, eu nu mai pot să mă gândesc la fratele meu, fiindcă eu am problemele mele, eu nu am liniște, eu nu pot să mă rog, eu nu pot să citesc, fiindcă inima mea este tulbură. Inima mea n-are pace. Și Hristos spune, eu vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. Pacea lui Hristos nu depinde de circumstanțe. Iisus spune, în necazuri, eu vă dau pace. Pacea lui Hristos este ceva mai sus de mintea omului. Și eu vreau să experimentez aceasta. Eu vreau să trăiesc atunci când am greutăți în viață, eu să am pace, să pot sluji și mai departe. Și vreau ca fiecare din noi să experimentăm această pace lui Hristos. Îmi place o ilustrație, nu știu, poate am mai spus-o, eu ca un bătrân deja mă repet. La niște elevi de artă li s-a dat să deseneze un tablou cu tematica pace. Și trebuie să reprezinte prin mare, malul mării, unii mări, da? Și toți au desenat mare liniștit, zi cu soare, oamenii la plajă, Coca-Cola, tot era pace. Era un singur elev care a desenat ceva deosebit. A desenat o mare tulburată, nouri tulburați, și o stâncă în apă și pe stâncă era un cuib de păsări. Și el spune, de fapt asta e pacea. Când în jur totul este haos, când lumea îți fuge de sub picioare, dar tu ești în siguranță că tu ești pe stâncă. Și Hristos așa, noi azi am cântat, da? Tu ești stânca mea, tu ești tăria mea. Atunci când ți-e greu, tu ai liniște. Și Iisus spune, când, să nu vi se tulbură inima, aveți credință în mine. Credința noastră în ce a spus Hristos, în ce a promis Hristos, ne dă liniște, ne dă pace. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Să ne uităm la Iisus. Cum ai biruit lumea? El spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. În rus e scris, mujaitis, da? Aveți curajul, mergeți pe urmele mele, eu am mers, eu am biruit, biruiți și voi. Care a fost focusul lui Iisus în viață?
Cu ce trăia Hristos în fiecare zi? Ioan 14, 31. Ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac cum mi-a poruncit Tatăl. Calea lui Iisus Hristos a fost ascultare de Tatăl în dragoste. Să facă voie Tatălui din dragoste. Iisus trăia fiecare clip a vieții sale pentru asta. Să facă voia Tatălui. Dacă citim Evanghelia după Ioan, este foarte bogată în expresii de genul: eu fac ceea ce îmi spune Tatăl, eu nu fac ceea ce nu văd că Tatăl nu face. O supunere extraordinară, o supunere în dragoste. Și Iisus spune: călcați pe urmele mele. Și de fapt, în ziua de azi, în creștinism, este așa o expresie și deja cam s-a distorsionat: principalul relația ta cu Dumnezeu. Nu contează, mergi tu la biserică, nu mergi, ai un păstor, n-ai un păstor, trăiești așa și așa. Principalul, relația ta cu Dumnezeu. Dar ce e asta, relația cu Dumnezeu? Cu lecții că m-a rugat și lecții că am citit? Asta ne numim relații cu Dumnezeu, dar de luni până sâmbătă eu trăiesc ca un păgân? Asta e relații cu Dumnezeu, cu lecții că te-ai rugat și lecții că ai citit? Vedem că la Hristos, unitatea Lui cu Tatăl, relația Lui cu Tatăl a fost ascultare. Ascultare care vine din dragoste. Dacă eu nu ascult de cuvântul lui Hristos, păi eu nu am nicio relație cu El. Cum pot să spun eu că am o relație dacă eu nu ascult de cuvântul Lui? Asta este o relație cu Dumnezeu, că noi îl iubim din toată inima și noi trăim în ascultare de cuvântul Lui. Evrei 5, 7 la 8, un text foarte frumos care îl arată smerenia lui Iisus, ascultarea lui Iisus, îl descrie cu așa cuvinte: El este acela care în zile vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile care le-a suferit. A învățat să asculte. Și de fapt la Ghețimani, acolo a fost lupta mare a lui Iisus Hristos. De fapt acolo Iisus Hristos a biruit. Pentru că spune, de trei ori s-a rugat Tatălui, dacă este cu putință să depărtezi la mine acest pahar, paharul suferinței, paharul păcatului, depărtează-l, Tată. Sudoarea lui se făcea ca picăturile de lacrimi, se duce la ucenici și spune, rugați-vă cu mine, vegheați cu mine, fiți cu mine. Dar ei dormeau din tristare, erau deznădăjduiți. Și Iisus singur se luptă, spune, cu strigăte mari, cu rugăciuni, cu lacrimi. Și totuși El spune, facă-se voia ta. A ascultat până la moarte. Asta este calea lui Hristos. Astfel El a fost biruitor și asupra lumii și asupra necazului, fiindcă El a iubit pe Tatăl și El a căutat să facă voia Tatălui. Suntem chemați și noi să călcăm pe urmele lui Iisus. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Încă două texte pentru noi. 1 Ioan 2, 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărușia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Lumea și Tatăl sunt puși în opoziție, spune că sau îl iubești pe Tatăl, sau iubești lumea, sau trăiești cum îți dictează lumea, trăiești în poftile tale, în fala asta vieții,
sau îl iubești pe tatăl. Și versetul 17, și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Aici este biruința. Cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Și vreau să închei cu un text foarte frumos de la Matei 7:21, unde Iisus Hristos ne atenționează. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Cine intră în împărăția cerurilor? Cel ce cândva s-a pocăit, cel care cândva s-a botezat, cel care o lecțic se roagă și o lecțic citește. Nu, spune că cel ce face voia Tatălui, cel care zi de zi trăiește să caute să împlinească tot ce a spus Tatăl, tot ce este scris în cuvânt. Și spune în ziua judecății, vor fi unii care vor zice, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Eu nu pot face nici una din acestea. Nici minuni, nici scot draci, n-am avut experiență și nici n-am prorocit. Și Iisus spune, oamenii spun, noi n-am făcut noi astea în numele Tău și Iisus le spune, niciodată nu v-am cunoscut. E posibil să faci ceva în numele lui Hristos și El să zică niciodată nu v-am cunoscut? Depărtați-vă de la mine voi toți cei care lucrați fără de lege. Faptul că ești implicat peste cap, faptul că ai niște daruri spirituale, faptul că ai niște retrăiri, niște emoții, nu sunt dovadă că noi suntem pe calea îngustă. Iisus în contextul ăsta spune, calea îngustă este când noi căutăm să facem voia Tatălui. Nu experiențele noastre, nu darurile noastre, ci ascultarea noastră de Tatăl este dovada că noi suntem pe calea îngustă. Dumnezeu să ne ajute să nu ne lăsăm înșelați de cel rău. Să nu ne mulțumim cu o religiozitate, ci zi de zi să căutăm să facem voia Tatălui din dragoste. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.